Fostul premier Ion Sturza a reacționat pe o rețea de socializare la declarațiile liderului PD, Marian Lupu, precum că PLDM, împreună cu șeful statului, Nicolae Timofti, vor să-l desemneze candidat pentru funcția de prim-ministru. Sturza spune că nu va fi desemnat pentru că Vladimir Plahotniuc nu dorește acest lucru. Asta pentru că prim-vicepreședintele autosuspendat al PD-ului se teme că va ajunge la pușcărie dacă Sturza ajunge premier. De ce v-ați speriat așa de tare? De unde atâta isterie și ură? Vă temeți că vine Sturza prim-ministru și vă ia treuca? Vă pune la pușcărie pentru fără de legile făcute împotriva poporului? Pentru corupție și furtul miliardului? Nu vine, dragă Marian Ilici, pentru că nu vrea Vladimir Plahotniuc. Și dacă el nu vrea, nu se întâmplă nimic în Republica Moldova. Așa că, liniștiți-vă! Nu umblați cu intimidări, dosare penale, acte de violență verbală și fizică, la care ați recurs din plin în ultimele zile. Dar nici nu încercați să forțați desemnarea lui Vladimir Plahotniuc printr-o brută nesăbuită. Nu cred că l-ați impresionat foarte tare nici pe domnul Timofti, cu dosarele penale pe numele membrilor familiei dumnealui, dar nici cu impeachmentul. Scrie Ion Sturza. În același timp, Sturza îi îndeamnă pe promotorii candidaturii lui Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru să se confrunte deschis și cinstit cu alte partide, dar și cu opinia publică. Dacă sunteți bărbați, ieșiți și spuneți, îl vrem pe Vladimir Plahotniuc prim-ministru. Confruntați-vă deschis și cinstit cu alte partide, dar și cu opinia publică care vă iubește de v-ar rupe în bucăți. Totodată, fostul premier neagă informația că a purtat discuții despre posibila sa desemnare în calitate de candidat la șefia guvernului. Ca să fie clar, nu mi-am dorit și nu-mi doresc nicio funcție publică în Moldova. Nu am discutat și nu am de gând să discut cu nimeni așa ceva, dar nici nu pot să permit ca cineva să-mi terfelească numele. Nu pot să permit ca țara mea să fie o statică a unui grup de trădători, jalnici în mentalitatea lor de scroci. Vladimir Plahotniuc și Marian Lupu nu au răspuns la telefon pentru a comenta acuzații.